spirituale. Ele sunt scrise ca roadă a prezenței lui Dumnezeu în tine prin Duhul Sfânt. Și roada aceasta este dragostea, bucuria. Câți oameni bucuroși întâlnești? Eram în fața studenților și i-am întrebat, cât sunteți fericiți? Niciunul. Cum să fim fericiți? Am vrea să fim fericiți, dar unde e Dumnezeu? Noi avem dreptul la fericire. N-ai dreptul la fericire. Ai dreptul să-ți cauți fericire. Dumnezeu spune, este fericit acel ce mă găsește. Nici o valoare din cele ce le-ai enumerat nu te poate duce la o stare de mulțumire, de împlinire. Această stare vine numai după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Acum, nu mi-ai dat niciun ban ca să dau răspunsul acesta. Și n-ai fi putut să-mi dai o sumă care să mă convingă să dau acest răspuns. Acest răspuns ți-l dau ție și tuturor celor care urmăresc emisiunea aceasta. Fără Dumnezeu, totul este deșertăciune. Spune unul dintre cei mai dăruiți, hăruiți oameni care au viețuit sub soare, regele Solomon. Ce folos are omul din toată truda lui sub soare? Ce adună? Aduni una, alta și așa mai departe. Te uiți după aceea, pentru că procesul acesta devine istorie. Tu aduni și zilele se duc. Și trece totul. Și te trezești. Vezi, când m-am căsătorit, o luam pe soția mea așa, într-o mână, o ridicam, că eram bun, nu? Eram puternic. Acum nu mai pot. S-au schimbat lucrurile. Casa mea, noi am trăit fără Dumnezeu. Și am trăit cu Dumnezeu. Am intrat pe poarta care se cheamă Iisus. Și poarta care se cheamă Iisus este cuvântul Lui. Asta este. Iisus este cuvântul Lui Dumnezeu. Tot Mântuitorul spunea în această parte a Scripturii, care am citit-o, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Conceptul care l-am găsit eu în aceste versete este unul care pune în evidență situația dramatică a omului. Omul care nu acceptă să intre în viață prin Iisus este un om nemântuit, un om sortit pierzării, un om nesalvat. Chiar dacă nu îi se spune în modul direct că starea omului este una gravă, Hristos ne spune că prima parte a ceea ce înseamnă cu adevărat viață din belșug este legată de mântuire. De ce e necesar nu numai să alegem să intrăm pe ușă, adică cu alte cuvinte să alegem pe Hristos în viața noastră, de ce este necesar să fim și mântuiți? Pentru că în continuare, Iisus ne spune că alegerea noastră în dreptul Lui, alegerea noastră de a îl avea pe El, va aduce mântuire, dar va aduce și sens existenței noastre. Va ieși și va găsi pășune. Adică, cu alte cuvinte, abia atunci, după ce avem și mântuirea, vom avea belșug, pășune. Adică vom ști pentru ce existăm. Vom ști ce avem de făcut. Până atunci, ceea ce facem este planificat de noi, de mintea noastră. Planificăm noi să adunăm posesiuni materiale. Planificăm noi să facem școli. Planificăm noi să câștigăm titluri. Planificăm noi să avem succes. Planificăm noi să rămânem sănătoși. O întrebare care vreau să vă pun e și aceasta. Este viața din belșug lipsită de suferință? Este viața din belșug lipsită de eșecuri? Este viața din belșug lipsită de probleme? Un tânăr m-a întrebat la fel ca tine la o conferință cu tinerii. Frate Gil, dar eu dacă m-am întors de tânăr, dacă am intrat pe poartă, pe ușă, am recunoscut clar că Iisus Hristos e Salvatorul meu și l-am proclamat și eu în situația aceasta a vieții mele. Apoi am spus, Doamne, eu singur nu merg, am nevoie de Tine ca Domn. Acum voi fi ferit de necazuri și că văd că atâta suferință în lume. Nu. Uneori vei fi, uneori nu vei fi. Dar una este să treci marea neagră în not și alta este să treci într-un vapor. Una este să mă ducă
tata în brațe și alta este să merg și să mă târăsc eu însumi cu propriile și micile puteri. Nu se poate. Vezi, Iisus vine în primul rând ca Fiul al lui Dumnezeu, Mântuitor al lumii, trimis al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Mântuitor, Salvator. Tu îmi puneai întrebarea, este necesară mântuirea pentru a intra între cei care au viață din cu mării și trece cineva cu o bărcuță pe lângă el, îi întinde o mână, e nevoie de mâna aceea pentru cel aflat în apă, în care se află și la sfârșitul rezervelor lui fizice și nu numai fizice, pentru că în apă fiind nu-ți săpuizezi numai starea fizică. Apare depresia, apare decepția care roade în tine și te determină să abandonezi, să te duci. Nu. Hristos vine și spune, eu am capacitatea, dacă tu mă chemi, să vin în inima ta. Cuvântul vine și locuiește în inima ta. Cuvântul acesta. El vine și îți luminează dintr-o dată toată viața. Vezi ce ai de făcut. Dar în primul rând îți dă siguranța aceasta, care siguranța este expresia vieții cu Dumnezeu. Omul vine dintr-o stare de nesiguranță, nu știu dacă mâine voi mai fi, vine într-o stare de siguranță, nu știu dacă mâine voi mai fi aici, dar dacă nu voi mai fi aici, eu voi face sigur un pas, pentru mine viața este un pas, și voi spune bună ziua tată, am venit acasă. A fost o zi când te-am întâlnit, cu pace tu m-ai copleșit. Era lumea de păcat legat, dar tu spre mine ai apăcat, cu voce blândă mi-ai șoptit.